Nu-mi vine în cap niciun mod creativ de a vă spune să dați subscribe, așa că... Da, subscribe. Eu sunt TikTok. Eu nu sunt TikTok. Eu sunt mai mult cu TikTok-ul. Nu prea am dat șansă short-urilor de pe YouTube sau reels-urilor de pe Instagram. Încă stau pe TikTok în cea mai mare parte a timpului. Dar acum câteva zile m-am gândit, hai să mă uit și la niște reels-uri pe Instagram. Adică, ce se poate întâmpla în afară de brain damage? Și în ultimele zile mi-am format un for you page, să-i zic așa, de Instagram. Bă... E puțin spus oribil. Și atât de rău încât cred că videoclipul ăsta va fi demonetizat, așa că dați like. Am ajuns să mănânc covriș de foame. Uite, așa îmi fac și eu. Da, deci după cum vă dați seama, chiar e rău. Nu să vă mint, cred că era târziu că m-am uitat inițial la ele, pentru că mi s-au părut mai amuzante. Asta nu arată deloc creepy. Se putea să se sfârșească foarte rău dacă nu oprea videoclipul. What the fuck? De ce? De ce? Asta o să fie întrebarea acestui videoclip. De ce? Probabil era 14 februarie și cineva era singur. Ce? Cum are asta sens? Bă, măcar e bine. Nu, nope, acum cu siguranță nu mai e bine. De ce a trebuit să vină fugind? Nu mai e la fel de distractiv mimul ăsta, am început să-l folosească toate companiile. Îl văd pe for you page-ul meu numai Kaufland oficial, primăria Brașov. Sper că nu sare ceva în față. Exact ce am spus! De ce Spider... Hai, Spider-Man se bate cu Isus. Da? O zi normală în Galați. Click. Manido! O să jucăm fotbal. Simt deja că o să fie foarte amuzant. Conecto no. Fale. V-am spus, deci dacă are spaniolă în el și nu înțelegi nimic din videoclipul ăla, e perfect. De ce doarme pe marginea de sus a patului? Uite, vedeți? De-aia nu-mi plac mie mâțele. Nerecunoscătoare. După faza aia... Uite, așa-i făcea la mâță. Dă-i! 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 Să știi că nu m-am gândit niciodată la asta. Ar trebui să fac asta pentru un video. Mă duc la toate petrecerile de pe Snap Maps. Bine, mă îndoiesc că o să meargă prea bine în România. În US, cred că ar merge ceva aici, genul. De ce în tot apar pisici? What you know about... Îți dai seama cât de bun o să fie videoclipul după calitate. Cu cât e mai low quality, cu atât e mai funny. Opa, Adrima Wine. What is your... Da, asta, cu siguranță. Rascazambuse. Rascazambuse e belcambuse. Cream că o să-l folosească ca un microfon, nu mă așteptam să-l arunce din mașină. Tu 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 tu. Na. De ce a început să plângă? Dar totuși, dacă o să merg cu cineva la sală și vede acest video, să nu fac asta. O să mă deranjeze foarte tare și o să mă supăr. Să nu faci asta, ok? Să nu spui curul pe fața mea, ok? Bine că s-a oprit video. Catul e criminal, deci astea care se opresc în mijlocul acțiunii sunt prea amuzante. Deci se pișe pe mașină. Zic, de ce se pișe pe mașină? Nici n-am timp să comentez la cât de rapide sunt. Mă întreb dacă e... Eram curios dacă e ieșit, dar cred că nu o să mai iasă el din spital. Cred la ce râd. Dacă făceam un try notul la facum, trebuia să-mi vând și casa. Bine, depinde pe ce făceam, n-a avut niciun sens. The dude who discovered milk explaining what he was doing to the cow. Probabil a crezut că e un bou, nu o vacă, și a zis să-l ajute cu o treabă. Sper că nu e un jumpscare. Asta a fost cea mai oribilă chestie pe care am văzut-o. Nici măcar mie nu mi s-a părut amuzant și ați văzut la ce am râs eu până acum. Pula, 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 porra!
A stricat. A, Miguel. A, Miguel. Deci videole astea din lumea a treia sunt senzaționale. Ce l-a spucat? Hola, si você não me llama. Prank him, John? Ce? Vreau și eu să prankuiesc pe cineva în somn. Nu genul ăla de prank. Bine și ăla. Bonk. Sincer, și eu aș fi reacționat la fel. Am și reacționat la fel. Oh, shoot, look. It's a penny. Oh, you know what they say about ce pennies. E? A, un penny. Is a penny earned. Da, am și eu aceeași reacție când văd un bănuț. Asta eram eu când m-am jucat Getting Over It. Nu aluneca, pe leagă! Cum a căzut atât de repede? Excuse me. <S-a-s-chil>. Nu cred că au vrut să te scuze. Shoot și... De ce a făcut asta? Nici n-a stat pe gânduri și a luat avântul și direct... Ce a dat de funny? Trenulețul Thomas. Am făcut videoclipul ăsta pe canalul secundar cu centipeda umană. Câinii ăștia arată exact ca în filmul ăla. Dar de unde și-a luat, mașina aia? Din Ohio? Scuze, nu m-am putut abține. Uite, vreau și eu să știu behind the scenes-ul la videoclipul ăsta. Da, pare o idee foarte bună. A ieșit. Ok, la asta chiar că nu mă așteptam. Venom! And I tried lean for the first time. Pentru prima oară și pentru ultima oară. Tem alguém te seguindo? Eram sigur ca s-o se întâmple. The dog with the butter, butter dog. I got the butter on him. Uite, eu n-aș fi nemulțumit dacă așa ar arăta For You page-ul meu. Astea ultimele două reels-uri m-au făcut mai împlinit, mai fericit. Simt că sunt cuprins de bunătate. Ziua mea tocmai a devenit mai bună. Yes! Uite și videoclipul ăsta a ajutat. Ziua mea a devenit și mai bună acum. Ce? Nimeni nimic. Probabil era curios să vadă dacă poate să treacă prin aia și aparent se poate. Bro, hit the speed limit. Mă doare ficatul dacă am râs. Ce naiba se întâmplă? Me when your girl... No. Eu când încerc să fac o glumă. Aia a fost bună. Ea mănâncă. El când noi când. Tu cum ai furat-o? Asta a fost cea mai friendly interacțiune de jaf. A jefuit-o pe un cal. Și femeia doar i-a dat gen. Adică, sincer, ce era să facă? Se lupta cu calul? Top 5 scariest jump scares. What? What the fuck do my dog walk sideways, boy? Like, he don't walk regular. The pit walk heterosexually. Știam de dinainte videoclipul, de am început să râd. Înainte se întâmple. I just need to go for a ride to clear my head. Unde? Pe Marte? Ah. Ok, acum a început să devină prea random chiar și pentru mine. Oricum, țigăile nu sunt sănătoase, așa că s-a întâmplat cu un motiv chestia asta. I'm recording.
Sigur asta nu poate să iasă bine. Spoiler, n-a ieșit bine. Eu când gătesc. Ajutor! De ce încerca să întoarcă omleta ca pe o clătită? Bă, mă mir cum de pot să râd de la astea. Pentru că dacă aș fi văzut un om făcând asta și căzând un etaj, efectiv un etaj, aș fi fost ceva de genul, o să mă abțin să văd dacă e bine mai întâi. Poate dracu a murit. E deja început să râd. Ăla putea să fie cu capul întors pe dos, fără picioare. Da, Caterinca. Ce? De ce? A dat foc la casă cu aia și încă filma. În primul rând, în ce context putea să... Bă, nici dacă erai beat mort, aia nu putea să fie o idee bună. Puteai să fii drogat mort, că aia n-ar fi fost niciodată o idee bună. De ce toate lucrurile pe for you page-ul meu trebuie să ia foc? Adică, ce se întâmplă? We call him Elon Musk. Bă, a fost clean tranziție, trebuie să recunosc. Oh, God. Măcar să fie și el folositor la ceva. Reduce. Reduce. Reuse. Reuse. Ikiki. Ikiki. Saturn Edge is ruining my day. Deci trebuie să dăm vina pe săracile planete pentru problemele noastre în viață. Saturn vrea să stea și el liniștit, să bea o bere, să se relaxeze, vii tu. Saturnul îmi strică ziua de azi. Ia mai dă-te în slobozi aici. Sigur n-o să iasă bine asta. Ok, good ending. Surprinzător. Mă așteptam, probabil ar fi căzut, dar rămânea fără cap, adică nu știu la ce să mă aștept de la reels-urile astea. Ce gol bun. Am mâncat căcat. Eseba s-a schimbat. S-a fost cel mai video pe care l-am văzut. Cel mai video pe care l-am văzut. I haven't done a flip in like 2 weeks, so if I eat shit, mind your business, okay? Mamă, vezi și zboară. Bă, da, Adrecu căluț s-a oprit exact în dreptul mașinii. 100% a făcut-o intenționat. Asta e Floricica dansatoare. Floricica dansatoare în brazi. Bă, ce naiba. Uite, zic eu că au devenit previzibile videourile, dar videoclipul ăsta chiar m-a susprins. Și să fii dezamăgit, mai bine n-ai așteptări și e susprins. Cine s-ar fi gândit că aia o să înceapă să danseze, o să cadă pe ușa, se deschide și se șterge ăla la cur. Wait, you better be careful. I can't even do that. I've been doing this for years, man. Imagine-te la final. Asta-i carteira. Asta-i carteira. Nu că, nu că, sem conversa, sem conversa. Aqui eu tenho dinheiro pra mim, aqui. Eu vou trabalhar. Bă, a fost extrem de lung pentru finalul ăla. De ce s-a învârtit atâta? A fost destul de impresionant, sincer. A sărit ca la gimnast. Cum sar gimnaștie peste bară, eh? O să-i cadă în cap. Bine că s-a oprit. Dacă s-a oprit, nu s-a întâmplat. Bă! Hey, yo! Cineva i-a pus la mâța aia steroizi în mâncare, ești nebun. De unde a apărut băiatul ăla? Cum a fost ăsta primul lucru la care s-a gândit? Popi, popi, pop, popi, pop, popi, popi, pop, popi, pop. Da, nu s-a întâmplat nimic, da. Caterinca, a fost o glumă. BOOM! Mamă, exact pe... Bă, da, exact pe geam, dar care să fie șansele să nimerească chestia aia fix pe geam? Bă, da, este așa. Parcă blocul ăla e destul de asemănător cu al meu. Și anunța ce am deschis! Și ne încoală. Ha... Cum? Ce? Chiar are de gând să fie... Ceau!
Bă, deci, acum nici nu mă miră de ce mi-a ieșit IQ-ul ăla când am făcut videoul de pe canalul secundar. Atât de mare față de medie. Pentru că așa arată media. Ce mișcări! What the fuck? Se pare că șoferului nu i-a plăcut acele mișcări. Dar măcar a claxonat înainte, e ok. Ce rea e azi când gagică ta vomită pentru 2 săptămâni în continuu, dar nu e însărcinată, are cancer. Bine! Bine! Ok, stau și mă uit la reels-uri de o oră. Sincer, nu mă deranjează, dar mi se termină bateria la camera, așa că foarte rapid, concluzii. Sunt foarte curios ce o să rămână din videoclipul ăsta, având în vedere la cât o să trebuiască să tai. Adică mă mir că sunt permise pe Instagram unele din videourile astea. Dar da, asta e for you page-ul meu pe Instagram. Ce părere aveți? Ar trebui să mă internez la ceva cu boli psihice? Cel mai probabil. Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați de like-erino, subscribe-o, foarte important, subscribe acum dacă v-ați uitat la video, deci n-ați dat la subscribe la început, pentru că ați considerat că trebuie să vă conving pe parcursul videoului că trebuie să dați subscribe. Dacă ați rămas până la final, cu siguranță acum merită subscribe. Deci, da subscribe.